Suntem la minutul 91, salut invitații mei de la această oră, Florin Răducioiu, bună seara. Bună seara. Basara Panduru, bună seara. Salut. Constantin Zota, bună seara. Bună seara. Bun, despre acest meci, Pandi, impresii. În primul rând trebuie să spun că m-a surprins într-un fel Chindia, arată total diferit, altfel de fotbal, parcă mai calculat. Și-au dat seama că întâlnesc o echipă destul de puternică și au stat foarte bine în teren, au încercat pe contraatac să ajungă la poartă. S-a jucat în prima repriză până prin minutul 38, când au avut cei de la Chindia două șuturi bune prin Neguț în minutul 10 și în minutul 38 și deschid scorul în minutul 15 prin Popa. După care, exact cum ai spus, în minutul 19 este o decizie care trebuie discutată, pentru că eu nici acum nu știu ce a fost la faza aia. Începe repriza a doua, face Neguț 2-0, o lovitură liberă, nu știu cum pune Moldovan zidul, pentru că dă pe lângă zid Popa, vine Neguț acolo și bagă mingea în poartă, iar imediat în minutul 59 Sefer deviată mingea de Popa, face 2-1 și pare așa că Rapidul găsește putere și să aibă soluții să egaleze. Dar după care deodată parcă s-a schimbat tot jocul Rapidului și deloc, adică nu în bine. Pentru că în loc să joace, au trimis toți jucătorii pe linia fundașilor celor de la Chindia și urmau numai pase lungi. N-am văzut de... am mai văzut Rapidul de prin minutul 85, 86, 88, să-l trimită pe Săpunaru, da, în față, să devină un fel de vârf și cum s-a întâmplat și acum, da, are și o ocazie, o bară în minutul 87. Dar să încep din minutul 60 să dai numai minge lungă, au făcut exact ce a vrut Chindia, le-au pus toate mingile în cap și din momentul ăla nu au mai avut nicio ocazie până la ocazia din minutul 87 a lui Săpunaru. De ce au jucat așa? Pentru că, o să auzi, pentru că erau două vârfuri în teren și atunci aruncăm mingile acolo. Nu, duci mingea la margine, dacă tot ai două vârfuri, Lucasen și Duganzici, duci mingea la margine, nu trebuie neapărat la linia de fund de la 16, de la 25, de la 30 de metri, dar de acolo să vină centrarea, iar cei doi, plus ce mai aveai acolo, să atace mingea, să bage mingea în poartă. Deci mi s-a părut total greșit și n-am înțeles de ce. Cred că e prima oară când văd atâtea minute în care Rapidul face altceva decât a făcut până acum. Nu mai avea nici jucătorii care erau mai tehnici, să spunem, da, pentru că spre surprinderea mea iese Costache și Ioniță în minutul 36, iese și Sefer după aia, adică jucătorii ăștia de la care așteptai să ia mingea, să facă 1-2, 1-1, să intre în care, ăștia nu mai erau în teren, dar dacă ai dat mingea lungă, a venit în cap perfectă pentru fundașii de la Chindia, care asta așteptau. Minge lungă să dea cu capul. Florin, ar fi meritat mai mult Rapid? Ar fi meritat ceva când n-a luat nimic? Dane, nu. Sincer, nu. Nu ar fi meritat să câștige. Nici măcar să smulgă, să zic așa, acest egal, care tot au sperat. Evident, Pandia îi dau dreptate aici, în această disperare, în ultimele 20 de minute, bună parte din repriza a doua, 30 de minute, 20, bine, eu cred că am fost indulgent. 30 de minute cu acest joc continuu, cu aceste mingi lungi care n-au adus evident nicio care n-au fost eficient și n-au adus nimic, n-au adus un aport, să zic, important pentru a marca al doilea gol. Deci nu, felicitări echipei Chindia pentru că a jucat un meci inteligent, o echipă cu doi jucători extraordinari, după părerea mea, Neguț și acest jucător Popa, care de altfel au decis prin execuțiile lor și nu numai acest succes, acest asta demonstrează faptul și îmi place că crește un pic nivelul Superligii, pentru că să bați, să câștigi de forma asta împotriva aproape liderului campionatului Superligii, pentru mine este surprinzător de plăcut. Deci, un rezultat echitabil, o echipă a lui Chindia care a știut ce a vrut, a jucat exact cum trebuia să joace împotriva unei echipe, fără părerea mea, fără o tactică, fără un stil de joc care ar trebui, după părerea mea, cât mai repede să-l înțelegem. Eu nu-l înțeleg și sunt de acord cu Pandi. Asta nu înseamnă că Rapid nu merită să fie în primele două poziții, dar
cred că dacă va continua așa, va fi greu să câștige, după vremea mea, cred, mai ales că se vorbește de centenar, nu? Să câștige campionatul. Deci, un meci interesant, un meci, repet, care a avut pe merit, repet, un câștigător ca Chindia. Domnul Sută, spuneați acum ceva timp, o să mergem la Ploiești, la sutăm pe Săpunaru, când toată lumea era euforică la Rapid, că e pe primul loc, arată bine, CFR, FCSV, atenție și îndemnați la cal, pentru că la Rapid lucrurile se pot strica atunci când te aștepți chiar cel mai puțin. Și acum te așteptai foarte puțin să se împiedice, fiind adversară ultima clasată. De ne întoarcem la discuție, ascultăm pe Săpunaru la Flash Interview. Pe care nimeni nu-l prevedea înaintea acestei partide, de ce crezi tu că s-a pierdut acest joc? Total din vina noastră, pentru că am intrat foarte relaxat și am crezut că o să fie un meci ușor. Ceea ce nu ar trebui să facem la niciun meci, pentru că toate meciurile sunt importante pentru noi. Trebuie să adunăm puncte. Au câștigat, felicitări, și trebuie să mergem mai departe. Nu trebuie să lăsăm capul jos, pentru că mai ne așteaptă foarte multe meciuri. Cum e să termin din nou atacant? Încerca să mergi echipa, nu? Asta contează. Contează că n-am vrut să câștigăm astăzi. Hai să vorbim puțin despre faza golului anulat, golului marcat de Balbu. Spune-ne tu ce părere ai despre... Nu știu, dacă VAR-ul a decis, la VAR s-a decis că n-a fost gol, n-a fost gol. Nu pot eu să discut eu despre ce a decis arbitru. Dacă nu a fost gol, n-a fost, asta este. Dar ce a fost, offside, faul de natal? Nu știu. Mi-a explicat ceva, cum că Marco l-ar fi împiedicat, dar nu știu, eu chiar n-am văzut. Dacă a spus că n-a fost gol, n-a fost. Ce vreți acum, stau să mă cer pe un gol care... Cât de dureroasă e această înfrângere, Cristi? V-am văzut extrem de afectați la final, pentru că erați acolo. Când juci de maniera care am jucat noi astăzi, e foarte dureros. Vă reproșați că ați fi putut face... Pentru că singurii părea vinovați că... de noi, jucătorii. Nu e prima oară când Rapidul are probleme cu echipele mai slab contate. Astea sunt meciurile importante și astea trebuie să le câștigăm dacă vrem să stăm acolo sus. Nu numai derbile sunt meciuri importante. Meciurile cu echipele mai slab cotate sau sub solul clasamentului trebuie să câștigate dacă vrem să adunăm puncte și să stăm acolo sus. Ați avut probleme cu Chindia și în precedentele două meciuri. Da, e un alt campionat, nu e același campionat. Contează campionatul ăsta, nu ce a fost anul trecut. Cristi, pentru tine... Ai reușit să treci peste toate criticile, peste suspendarea pe care ai primit-o, etapă ok, stată în nu cupă, dar... mai vreau să comentez despre acest subiect. Deci ai reușit să... Și am trecut de mult. Încă unii mai vor să discute și mai vor să vorbească, e treaba lor. Dacă n-au alte subiecte, nu mai sunt alte subiecte pe piață și mă vând atât de bine, vă rog, discutați. Urmează un meci cu Botoșaniul, o echipă împotriva căreia ați avut rezultate bune sezonul precedent. Da, eu vă înțeleg că tot ne aduceți aminte de sezonul precedent, dar nu ne interesează sezonul precedent. Suntem în alt campionat, avem alt obiectiv și dacă o să ne prezentăm cum ne-am prezentat astăzi, mai mult ca sigur nu o să ne îndeplinim. Toată lumea vă vede în lupta pentru titlu, inclusiv adversarii de la Chindia. Da. Play-off-ul e obiectivul nostru, nu titlul. Și Cupa României? Și Cupa României, da. Ce părere despre noul sistem cu grupe? Ai văzut de prima oară în viața mea când am văzut sistemul ăsta. Și noi. Dar poate fi ceva interesant, eu știu. Vedem la sfârșit când cine o să certe, cine... Nu se știe. Vrem meciuri, jucăm și vedem ce va fi, nu știu. Se califică, cine se califică, chiar nu... E normal să nu întâlniți toate echipele din grupă? Nu știu, e prima oară când întâlnesc sistemul ăsta, nu știu, chiar nu... Poate să fie ceva interesant. Da, chiar știi despre regulament? Cum a apărut și Cupa Națiunilor, așa să mai apară și altceva. Știi ceva despre regulamentul din cupă? Cum se va fi? Cum se vor tempa? Nu știu cum se ia cartonaj roșu, galben, asta le știu. Când e aur, când e faul, dar... Nu. Despre acest sistem. Cum vă calificați, dacă sunteți la egalitate? Trebuie să câștigăm meciurile, nu știu. Chiar nu știu. E prima oară. Ceva nou și pentru noi, și pentru dumneavoastră și pentru toată lumea. Vedem, poate o să fie ceva interesant și chiar o să ne placă, nu știu. Mulțumim. Mulțumesc și o seară frumoasă. Da, l-am lăsat pe Săpunaru. Apropo de suspendare, în mod normal Săpunaru n-ar fi trebuit să fie pe teren în seara asta. Ai înțeles suspendarea aia de o etapă venită și înaintea unui meci de cupă? Adică ți se pare în regulă? Da, evident că nu mi se pare în regulă. Ce vrei să mințim aici, Dane, să fim ipocriți? Evident că nu, dar nu știu că nu s-a înțeles criteriile pentru care cu care au judecat
după aceste... Nu s-a scris nimic. E normal așa ceva? Deci e normal așa ceva? Dacă nu s-a scris nimic, nu, dar se creează un precedent. Se creează un precedent. S-a creat deja, da? De fapt. S-a creat. Evident că nu s-a luat decizia cea mai bună, dar acum asta este altă discuție, Dane. Și nu... Chiar exact a fost, adică a fost exact, cum se zice, suspendat, să zic, cum veneam cuvântul, suspendat exact de meciul de cupă. Deci, și o etapă. Și o etapă. Da. Mă întorc la ce vă spuneam. Ați anticipat cumva că Rapid o să calce strâmb atunci când lumea s-a așteptat mai puțin și acum normal că te așteptai el mai puțin, că Chindia nu bătuse pe nimeni. Ăsta e unul dintre momentele la care vreau să trimitere, cred, nu? E doar o jumătate de moment. Pentru că acum au avut un meci slab. Au intrat în teren ca și cum ar fi învingători și au făcut un meci slab și Chindia a câștigat pe merit. Dacă ei depășesc momentul ăsta și fac un meci viitor bun și termină cu o victorie, atunci lucrurile se reglează. Da? Ei au avut momentul ăla greu după meciul la Craiova. Au câștigat, au revenit, au câștigat, dar iată că din nou... Deci n-au mai legat victoriile cum făceau înainte. N-au legat nici înfrângerile, ceea ce e important să spuneți. Da. Exact. Cele dacă patru înfrângeri n-au fost niciodată la rând, măcar două dintre ele. Acasă și-au câștigat toate meciurile. Da. Da. Dar nici nu poți să câștigi campionatul câștigând acasă, pierzând afară. Și asta e de deci vreo. Trebuie cumva să le legi. Deci, în primul rând, trebuie să câștigi acum acasă ca să uite meciul ăsta și să abordeze meciul următor cu încredere ca să, lege cele două meciuri. Ca să... Pun și eu ce a spus Pandi și Radu, să-mi spun vorba despre meci. Eu mă gândesc așa, că jucătorii Rapid care ar putea să facă ceva, să scoată din joc un adversar, să facă o acțiune frumoasă, să dea un gol, să dribleze, ar fi Ioniță, Sefer, Costache. Un jucător care poate să dea o pasă filtrantă și care acolo, chiar dacă e mijlocaș defensiv și care pasează bine, e Crepulia. Păi ăștia au fost scoși din teren. Jucători importanți atunci când vrei să scoți ceva, mai ales când ești presat, că n-ai timp, că ești condus, că se întâmplă ceva. Cu pasele alea lungi și mai ales pase lungi care vin din zona centrală. Pentru că atunci când dai o pasă lungă din zona centrală, faci ceea ce își dorește fundașul central cel mai bine. Vine cu fața, dă cu capul, a respins, la revedere și a făcut datoria. Măcar dacă se ducea undeva, nici măcar lateral, cum spune Pandi, măcar la un 30-40 de metri să centreze din lateral, ar fi fost cu totul altceva. Tu ai anticipat cumva că Rapid va avea probleme în acest meci. De ce? Pentru că ne ridicai un mare semn de întrebare privind strategia pe care Mutu a avut-o referitor la meciul de cupă cu Afumați. Și anume că nu a folosit echipa de bază, deși trecuseră până la acel moment 10 zile de pauză și mai urmau încă vreo 5 zile de pauză până la meciul ăsta. Și că a fost prea mare timpul petrecut de jucătorii titulari stând degeaba, mă rog, neavând meci, doar antrenament. Da, pe când în partea aia ce se întâmplă? Vine Petrea, bagă echipa, câștigă după atâta timp, vine echipa cu moral și în momentul ăla ți-am spus, nu-mi place că Rapidul după 10 zile jucând miercuri nu bagă prima echipă. De ce? Pentru că următorul meci era de-abia luni. Da. Deci ai miercuri cu luni. Da, puteau bine mersi să se odihnească, aveai și săptămâna aia de antrenament, nu mai puneai sâmbătă, duminică meci cum era normal și făceai, le dădeai 2-3 zile de 2-3 zile libere, după care urma o săptămână, da, până la 10 zile miercuri, jucai în cupă cu echipa bună, după care luni de-abia venea meciul de campionat. Anticipam că ceva se întâmplă pentru că vezi la o echipă din asta care 10 meciuri nu câștigă niciun meci sau câte 11 meciuri Chindia, se schimbă antrenorul, victoria contra Stelei le dă curaj moral și așa au și început practic, da? Cu mare curaj, minutul 10 Neguț șutul ăla, minutul 15 deja 1-0. Anticipam, da? Na, uite că s-a întâmplat. Vreau să analizăm repede golurile marcate și apoi și acea fază extrem de controversată. Sunt oricum mai multe faze din perspectiva arbitrajului. Primul gol marcat de Chindia, pentru că acolo sunt lucruri discutate referitor la cum se apără Iacob, încercând practic să-l deposedeze pe Daniel Popa.
Asta este un gol foarte ciudat. De ce zic foarte ciudat? Pentru că în primul rând este out pentru Rapid. Da? Onea bate out-ul. Bă, dă mingea în față, cum e într-un fel corect. De acolo ajunge mingea la... cine e acolo? Neguț? Nu, nu e Neguț. Nu, Popadiu, cred. Popadiu, da? E superbă pasa de altă. Iacov vrea să protejeze în prima fază mingea, după da. Care Popa vine în viteză, îi ia fața și atenție, el în momentul când intră deja în Popa, deja intră din, în spate. Dacă Popa cade acolo, e penalt. E penalt. E penalt. Da. Nu-l mai prinde, Popa rămâne singur, dă în interior colțul lung. Nu e surprinzător în modul în care judecă Iacov faza asta, că pare un jucător care... N-are noțiuni elementare de deposedare. Da, dar eu aici îi găsesc câteva circumstanțe. El pleacă de la Farul, neavând încredere, nejucând, vine la Chindia și îl remarcăm chiar noi. Da. Are 2 ani de zile buni la Chindia. Începe din nou să joace, este foarte sigur că joacă fundaș central, că joacă mijlocaș la închidere, joacă foarte bine. Dar aici nu are meciuri, aici a venit deodată, s-a trezit că 1, 2, 3, 9 nu joacă și când intră nu mai are noțiunea, nu mai știe ce trebuie să facă. Aici el crezând că ajunge liniștit la minge înaintea lui Popa, s-a trezit deodată că este Popa, Popa ajunge înaintea lui. Și asta a fost problema lui. Nu mai ai reperele alea pe care le avea în momentul când juca titular. Bun, golul de 2-0, spuneam că vreau să analizăm repede golurile marcate, după care să analizăm golurile anulate. Marcate, dar anulate de derby. Aici, are vină portarul? Florin, ce crezi? Are vină? Nu, să întreb altfel. Da, putea să facă mai mult portarul? Nu. Nu, eu întreb. Nu, pentru că trebuie să-și pună zidul, asta trebuie să facă cel mai mult. Înseamnă că poate să facă, că el pune zidul. Nu, credeam că zici de minge asta, el a făcut ce a trebuit, dar zidul trebuia. Da, într-adevăr, putea să mai eu aș fi, ar fi trebuit să fie un alt jucător, după părerea mea, acolo, pentru că oricum e o poziție periculoasă de acolo, deci al treilea jucător al lui Rapid în zid nu pune, într-adevăr, după aia evident că îl respinge, a tras foarte bine Popa, execuție foarte extraordinară, după părerea mea, și de altfel s-a și marcat. Da, putea să facă mai mult din punct de vedere al zidului, mă refer. Okay. El respinge o minge din foarte grea. Din lui putea să facă mai mult. Ascultăm pe Toni Petrea. Am debutat cu o victorie, dar mai important este pentru jucători. Cred că această victorie și modul în care s-a exprimat astăzi să le dea mai multă încredere, să putem să ne îndeplinim obiectivul. Atât de bine ați pregătit acest joc, a părut că știți exact ce este de făcut și... Iată că v-a și ieșit în final. În momentul 35, când am văzut că au schimbat și au băgat 2 atacanți, noi am avut și ceva probleme cu 2 cartonașe galbene, am riscat cu Boldor, care putea fi eliminat, dar am schimbat sistemul, a trebuit să ne apărăm. Am suferit epizodul, pot să spun, în anumite momente, dar chiar și așa am reușit să marcăm. Cred eu că prima repriză ne-a aparținut în totalitate și rezultatul final cred eu că este meritat. Cum ați trăit finalul de meci, când Rapidul avea pe lângă cei doi atacanți, avea și pe Săpunaru? Da, au forțat, cum era pe vremuri cu Vasile Brătianu. Da, ce să zic, mă bucur faptul că jucătorii au stat foarte bine, s-au luptat, chiar au luptat până la ultima picătură, să spun, de energie și am reușit să nu primim gol, să nu fim egalați sau mai rău să pierdem acest joc, pe care, din punctul meu de vedere, încă o dată consider că l-am controlat. La FCSB erați criticat pentru schimbările de la pauză, astăzi ați făcut 2 și iată că m-a mers bine până criticat la urmă. Criticat de cine? Vorbea toată mass media, asta toată... Asta e, să vorbești în continuare. Fotbaliști, da, foști internaționali. Ok, n-am nicio problemă, pot critica în continuare. Acum văd de treabă, eu sunt la Chindia, acum vreau să-mi fac treaba cât mai bine și să-mi îndeplinesc obiectivul pe care toată lumea și de aici și-l dorește din Târgu Oviște să ne salvăm de la altă gădare. V-ați fi așteptat să începeți cu 2 victorii în primele 2 meciuri oficiale? Eu la fiecare joc asta încerc să le transmit jucătorilor, să încerce să intre pe teren cu gândul numai la victorie și să facă tot ceea ce depinde de ei pe teren pentru a face acest lucru. Acum este fotbal, nu putem să știm ce se întâmplă, însă important este mentalitatea cu care intri și atitudinea pe care o ai. Astăzi au dat dovadă și țin să-i felicit pentru modul în care s-au prezentat. Cum o vedeți pe Chindia și dacă acesta este punctul din care trebuie să înceapă să se construiască și dacă cu ce aveți la această echipă puteți să scăpați din zona roșie a clasamentului?
Da, ne bucură această victorie, așa cum ne-a spus și băieților în vestiar după joc. N-am realizat încă nimic, e doar un punct de plecare, pot să spun. O victorie de moral, o victorie importantă contra unei echipe bune a campionatului și asta trebuie să dea încredere mai mult jucătorilor. N-avem ce face până la perioada de transferuri, n-avem ce să mai aducem. Eu zic că avem un lot, un fond de jucători destul de bun. Mai avem și jucători care au rămas în afara lotului și sper ca să-i țin pe toți și în priză, să fie toți pregătiți în momentul în care apelez la ei să răspundă pozitiv. Aveți idee când veți juca la Târgoviște, meciurile de acasă? Sperăm în decembrie. Din ce am vorbit cu autoritățile, cu conducerea clubului, sperăm ca în decembrie să reușim să jucăm acolo. Nu vreau să fiu răutăcios pentru că trăim într-o țară cu multe promisiuni. Decembrie 2022. Sperăm. Mulțumim. Cu mare drag. Seară bună. Cum s-o simți, Petre, așa, să aibă libertate totală? Dacă are, cred că are, să facă schimbările, primul 11, fără să... De când mi-am dorit asta? Da. Prin ce am trecut eu acolo, nici măcar schimbări, nici echipă nu făceam. Îți dai seama că o mare un șoc, adică să nu trebuia să se sune, să spună, poți să joc cu 11 ăsta, poți să fac schimbarea asta. A câștigat un meci. Dar ai încredere acum la ce ai văzut, că poate să pună probleme? Da. Că poate să facă puncte? Da. Asta este cel mai important. Îți dă încredere. Dacă te gândești la joc, bine, nu la rezultat, la joc. Numai meciuri din astea în care te aperi și mai trebuie și tu să ataci, să joci și vine aia pe contraatac și te prinde. Dar acum îți dă impresia că poate să facă ceva cu echipa asta. Ei joacă în fiecare meci în deplasare. Da. Bine, asta dintotdeauna. Adică... Da, e o problemă, păi nu? E o problemă. Aici a jucat cu Rapidul, a fost o problemă adică și pentru Săndoi. Da. Săndoi, 2 ani de zile a ținut echipa în prima ligă. Cu fotbalul ăla, mai frumos, mai nefrumos, a ținut echipa. Da. Când ai jucat fotbal, ai făcut 3 puncte din 10. Faza despre care vă spuneam, meciul foarte controversată, pentru că se petrece la 1-0, e adevărat foarte devreme meci, în minutul 19, un gol anulat Rapidului. Rapid bagă mingea în poartă, brigada din teren validează golul, nu îi se pare nimic în neregulă. Din camera VAR, acolo unde s-a aflat Antonie, arbitru, este solicitată intervenția, se trimite trimis Rusandu la margine și se anulează golul. Hai să vedem, pentru că noi am fost atenți și am comentat intervenția lui Sefer, crezând că acolo se acordă. L-am auzit pe Săpunaru spunând că totuși e un indiciu important, un jucător în teren, că arbitrul i-ar fi spus ceva care i-a făcut Dugan. Noi trebuie să vedem gestul lui Rusandu atunci când anulează gol. Adică sancționează cu offside sau cu altceva. Asta este cel mai important. Și este simplu, dacă ridică mâna în sus, înseamnă că el sancționează offside și nimic altceva. Hai să ne înțelegem. Offside la Dugan, zici, jucătorul care este în centru careului mic este exclus că nu este offside, da? Bun. Este exclus. Singurul jucător în offside este Sefer. Nu, mai e ceva la Dugan, zici. O secundă. Gestul pe care îl face Rusandu arată că a dat offside, nu faul, da? Ok, pe atunci... E important. Nu, păi vă întreb pe dumneavoastră. Păi nu, este foarte important. Pentru că în această poziție, în momentul... Ia, să-l privim acum pe Rusandu. Offside. Deci offside, nu faul, da? Nu faul. El sancționează offside, lovitură liberă indirectă, da? Și atunci noi vedem care este jucătorul aflat în poziție de offside și sancționat cu offside. Că este diferența între offside și poziție de offside. Singurul jucător, da, este Sefer. Deci Sefer, prin poziția în care el se află acolo, și aici spune exact ce spune regulamentul. Ne întoarcem, vreau să ajutăm pe Mutu și ne întoarcem că o să avem o discuție mai lungă pe această fază. Rapidul în acest moment? Da, să te supărați, bineînțeles că am pierdut un meci într-o manieră care nu e ok, pentru că am intrat foarte relaxat pe teren și am o lipsă de atitudine. Și asta s-a văzut. Două schimbări înainte de pauză, Costache și Ioniță scoși, tot din lipsă de atitudine sau pentru că ai vrut să împingi mai mult? Da, bine. Că aș fi putut să schimb, aș fi schimbat mai mulți, dar pentru că astăzi practic nu a fost ziua noastră, încerca și să creez un șoc în echipă pentru a putea reveni pe tabela de marcaș. Ce să spun, am jucat o repriză, am greșit o repriză și după aia a fost greu, după aia chiar dacă am dominat jocul, n-am reușit să revenim.
Apropo de atitudine, a fost cam aceeași atitudine ca la ultimul meci direct dintre Chindia și Rapid, acel 0-0. Greșesc? Da, eu nu caut scuze pentru jocul pe care îl prestează echipa adversă, pentru că echipa adversă joacă cu armele ei și încearcă și acum poate să obțină un rezultat. Noi trebuie să realizăm că suntem pe un loc în clasament în care ne obligă să jucăm mult mai bine atunci când întâlnim astfel de echipe care se apără, care, nu știu, să spun că practică un antifotbal câteodată în anumite momente, iar atunci noi trebuie să venim prin valoarea noastră și prin ceea ce facem pe teren cu ceva în plus pentru a putea tranșa jocul în favoarea noastră. Din păcate, astăzi nu am reușit. După reușita lui Sefer, părea un moment bun ca Rapidul să devină mai agresivă. De ce crezi că nu s-a întâmplat acest lucru? Cred că e vorba de agresivitate. Pentru că de împins jocul am împins, adică am fost peste ei. Nu ne-am creat ocazii, iar alea pe care le-am avut nu am reușit să le fructificăm. Pentru că au fost câteva ocazii bune în care puteam să egalăm. Și asta și s-a scris istoria acestui meci. Cum spuneam, relaxarea asta cu care am intrat nu e ok. Iar atunci când întâlnești astfel de echipe care au o atitudine mai bună ca tine, se vede. Trebuie să realizăm că pentru a obține ceva important anul ăsta, trebuie să avem atitudine și trebuie să muncim la fiecare meci, pentru că ați văzut și dumneavoastră în acest sezon, e un campionat destul de puternic. Aș vrea să vorbim puțin despre ceea ce s-a întâmplat în prima repriză, despre golul anulat Rapidului. Ai idee de ce a fost anulat? Da, nu știu. M-am uitat și eu la fază de câteva ori. Repet, nu vreau să găsim o scuză pentru relaxarea cu care am intrat noi pe teren, dar dacă se mai pune în plus și când anulez un gol perfect valabil, atunci devine din ce în ce mai greu. Dar sunt oameni care analizează arbitrajul și probabil vă spune mai mult. Golul lui Papo din meciul Rapid Mioveni a fost anulat de același arbitru, doar că atunci era în camera VAR, Lucian Rusandu. Acela ți s-a părut gol valabil? Da, mie unul da, pentru că indiferent ce s-ar fi întâmplat, portarul nici nu avea cum să ajungă la acel șut al lui Popo. Într-adevăr, cum spuneam, să spunem că nu ne poartă noroc atunci când ne arbitrează acest arbitru, dar aici mai trebuie să înțelege că poate e vorba și de valoare. Spune-ne și de golul primit. Un pic cam ușor depășit acolo Iacob la Daniel Popa, la primul gol. Da, a fost o interpretare greșită din partea lui Paul. Și în păcate ne-a costat, dar tot am spus pun totul pe seama faptului că am intrat foarte relaxat pe teren. Adică meciurile nu s-au mis. Păi să vedea cu ochiul liber, adică nu trebuia să fii un mare savant ca să-ți dai seama că echipa e relaxată. Toate că discuțiile noastre au fost și comportamentul băieților așa din antrenament și toată săptămâna a fost foarte bun. O pun pe seama faptului că mai sunt sincope, la orice echipă se întâmplă acest lucru. Important este să ne revenim, să ne dăm seama și să realizăm greșelile pe care le facem și să nu le mai repetăm. Ți-e teamă că această relaxare ar putea să intervină și în următorul meci, având în vedere perioada nefastă a Botoșaniului? Nu cred. Adică n-ar fi ok pentru noi și ar însemna că tot ce am construit până acum să dărâmăm așa din simplu fapt că intrăm relaxat. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Băieții sunt conștienți și probabil îi arde, ca să spun așa, această înfrângere. Nu e ok pentru nimeni. De aceea mai mult decât tristețe, e supărarea aia și nervii aia pe care e atunci când pierzi un meci, nu pe valoare, ci pierzi un meci pentru că tu nu ai dat 100%. Îți mulțumim tare mult! Bun, l-am ascultat pe Mutu. O singură chestiune până ne întoarcem la acea fază. Îi spune Mutu că a făcut antijoc India. Ești de aceeași părere? Nu sunt de aceeași părere cu Adi Mutu, pentru că, după părerea mea, Chindia a jucat un meci foarte bun, a fost o echipă mult mai agresivă,
a creat deseori superioritate numerică în unde era mingea, practic. Au fost o echipă care a făcut o acțiune de gol foarte interesante, foarte frumoase, a creat pericol mai tot timpul. Din potrivă, cred că Rapidul nu a jucat deloc fotbal și a jucat, cum a spus și Pan, într-adevăr, ultimele 25-30 de minute cu aceste mingi lungi, aceste mingi care nu au dus nimic echipei. În prima repriză, adevărat, din nou această schimbare de direcție, de diagonală aceasta, care evident, mare atenție, că antrenorii se văd, o studiază jocul lui Rapid, altfel tot se studiază între ei. Și nu este, n-a fost foarte greu de anticipat această să zic, această armă care el, care echipa care le-a ieșit de multe ori. Le-a ieșit de multe ori. Nu le mai iese pentru că îi studiază antrenorii și nu sunt, evident, sunt foarte pregătiți și ei în cazul acesta, Petra. Deci, nu sunt deloc de acord. Repet, e o victorie foarte meritată din partea lui Chindia. O echipă foarte, care cred că își va reveni și va crea mare deranj acolo în spate, în clasă, în partajul de jos. Clasamentului. Atenție, o informație în plus. Că noi spuneam că gestul lui Rusandu de a ridica mâna înseamnă obligatoriu offside. Nu obligatoriu, lovitura liberă indirectă. Da, obstrucție e același gest? Da, la... pentru că este comportare nesportivă. Păi, atenție, să ne uităm puțin la Dugan, zici ce face, pentru că e posibil și avem și o reluare și o să o prezinte colegii, să nu fie obstrucție la Dugan. Eu întreb, noi analizăm faza și noi să-mi spuneți dacă vi se pare obstrucție la Dugan, zici ce face acolo. Că de poate asta fluieră. Împinge, zici, într-una, nu? Da, pe cele sau cine? Pe cele, cred că. Împinge într-una și îl scoate practic de pe direcție, nu? Sau ce? Și să Fundalu s-a referit la Dugan, zici, când da, a zis că ăsta da, a fost da, argumentul arbitrului. Atâta timp cât este o împingere, nu se ridică mâna sus. Dacă noi încercăm acum să căutăm alibiul arbitrului, cred că facem o greșeală. Nu. Pentru că nu, este un gol perfect valabil. Nu încercăm să căutăm alibiul. Eu vă întreb. Nu. Haideți să luăm așa. Obstrucție vă întreb este când te interpui între minge și adversar, astfel încât, fără să fie un contact și a-l împinge, tu să-l blochezi pe adversar să intervine. Ceea ce n-a fost cazul. Deci nu vi se pare obstrucție sau faul la Dugan, zici, și cu cele? Păi, noi vă nu întreb. Vorbim de faul. Noi vorbim că a fost o acordat o golul. E obstrucție la Dugan, zici, cu cele? Nu. Este offside la Sefer cu Vorobias? Sefer este în poziție de offside. Da? Ok. Un jucător aflat în poziție de offside, ca să fie sancționabil, el trebuie să intervină în joc, ceea ce nu se întâmplă, sau să intervină asupra unui adversar. Dacă noi considerăm că această punere a mâinii stângi pe spatele lui Vorobiodas este o interpunere la adversar, atunci o să-i da. Mie nu mi se pare așa ceva. Uite aici. Doar îl atinge pe spate. Dar uite-te la mâna, nu acolo e problema, uite-te la mâna dreapta lui Dugan, zici, da? Ultima asta, ia uite-te, la mâna dreapta lui Dugan, zici. Păi este o ținere reciprocă, până acolo. Vezi cum este o ținere reciprocă. Uite-te la mâna stângă cum ține tricou pe Dugan, zici. Da, și celălalt ține de tricou. Este o ținere reciprocă. Ține de tricou. Este o ținere reciprocă. Uite cum mâna stângă lui cele. Îl trage de tricou. În alte vremuri cerea penalti la fața asta. Sincer, trage și cele de tricou. Nu se pare nimic. Și celălalt trage de tricou. Și celălalt trage, da. Și celălalt trage. Uite, trage de tricou. Da. Se și vede cum da, trage de tricou și da. Nu. Pare că nu este. Este o gravă eroare da, de este arbitraj. Gol valabil. Nu? Iar Sefer, ca aici în plasmă chiar se vede mai bine, abia dacă și atinge adversarul, că îl incomodează. Uite, ce nu e nimic. Și plus că Sefer pleacă de acolo. Are... Dar Vorobiodas n-are nicio treabă cu nimic. El... Nu, da. Nicio treabă. E într-adevăr. Deci, păi și cum anule? Ok, poți să înțeleg că pe direct, așa, pe față, te poți păcăli că nu vezi ceva. Înseamnă că a dat faul la Dugan, zici, dacă așa l-a zis. Nu poate să dea faul pentru că ridică mâna. Ridică mâna, Pandi. Deci el sancționează lovitură liberă indirectă. Eu am întrebat, da, el gestul pe care l-a făcut, ce indică? Indică că el acordă o lovitură liberă indirectă. La ce? Indirectă înseamnă că nu este împingerea, este sancționată lovitură indirectă, da? Deci este ori offside, ceea ce credem că a sancționat din ce vedem aici,
ori un joc periculos, ori o comportare nesportivă. Dacă sancționa, de exemplu, că e faul la Dugan, zici, ce gest trebuia să facă el? După trebuia ce să arate cu mâna spre, în direcția de atac a Achindiei. Okay. Ceea ce nu s-a întâmplat. Dar aici e o gravă eroare și mai ales când el a văzut ce vedem noi aici. Da, exact. Asta a văzut. Da? Exact ce analizăm noi aici, la VAR, mă referiți. La VAR. La monitor, da. Și nu numai el. El ce a considerat, de fapt, până la urmă? Că nu mai păi din ce vedem noi aici, vedem, ridicând mâna sus și sancționând offside, este o singură situație. Offside la Sefer. Da. Ceea ce să-mi fie cu iertare. Nu este absolut nimic. Dar el poate, după ce a ridicat mâna aia, să arate... Nu, Andy. Să vede clar. El face semnul, indică VAR și televizorul și ridică okay. mâna după sus. După poate a mai arătat ceva și noi nu l-am văzut? Se mai poate? Nu. Nu. Aici... Bun. Deci spuneți că este o eroare de arbitraj. Mare. Mare. Pentru dacă că aici... el a arătat greșit asta, dar a văzut faul la Dugan, zici. Dar nu Andy, e faul nu poate, ce, se pare că e faul la Dugan, zici? Nu, mi se pare că și celălalt trage. Păi asta spun, dar ce, ce trage ai dat? Că asta trage. Vreau să înțelegem toți. Ce ai dat? Offside? La Sefer? Ce ai dat? Ai anulat un gol. Asta e mai degrabă, Săpunarul nu putea să inventeze chestiunea aia. Sigur, atunci când a anulat s-a dus și l-a întrebat, da, de ce bă, justifică decizia? Păi Dugan zici la facultat pe la obstrucționat, așa. Deci aici este o ținere reciprocă. Este evident între celălalt și Dugan zici. Se vede perfect aici. Celălalt trage și el de tricou. Îl trage de tricou. Da. Dugan zici, îl tot împinge de acolo, dar celălalt trage de tricou. Okay. Eu sunt de acord că Rapid a jucat slab, dar asta este un gol valabil. Așa mi se pare. Da, și da, așa, așa mi se pare se și poate. Nu, dacă ai dat offside la Sefer, nu cred că e da. Offside. Bun, mergem mai departe. CFR Petrolul. Discutăm despre victoria obținută de CFR la una dintre ultimele faze, dincolo de minutul 90. Gol cu capul marcat după o fază fixă, după un corner de Cristi Marea. Chinuitor meci, realmente, Pandi. Realmente chinuitor. Cum a fost mult în acest sezon pentru CFR, dar mi-ai câștigat. Da, parcă greu și chinuială așa mare, parcă așteptai, adică parcă erai conștient că nu dai gol din acțiune și așteptai, parcă vrei să iasă mingea în out și, sau să iasă mingea în corner, că acolo erai tu cel mai sigur că poți să marchezi gol. Până la urmă iese mingea aia în minutul ăla, eu am mai spus după minutul 85, când echipele deja schimbă câte 5 jucători în general, pe faza de apărare a unui corner se întâmplă o grămadă de lucruri, pentru că cei 5 care au intrat nu mai știu unde să stea, cum să stea. Pentru că tu scoți un jucător de 1,90 m, bași pe unul de 1,30 m, 1,60 m, îi spui să stea nu știu pe unde, dar acolo deja este Collinger, da, care are 1,90 m și s-ar putea să nu poți să-l marchezi. Pentru că Țicu aici este undeva prin mijlocul careului de 6 metri, după care îl vede... pe Manea care vine de pe la 11 metri, îl vede, se duce la el, se întoarce cu spatele până la urmă la Manea și cu fața spre poartă și Manea marchează, Manea care nu trebuia să se ducă în principiu acolo, pentru că stătea pe undeva pe la 16 metri, dar vezi, chinuit așa, nechinuit, câștigă cu stilul ăsta care e cam al... Iar faza asta din minutul 85 este înainte de gol. Aici Collinger dă cu capul, da, da, și este iară o mare ocazie. Atenție, tot de la un corner, venit tot de pe partea dreaptă a atacului CFR-ului. Vreau să spun ceva aici. Noi am discutat aseară, le-am povestit colegilor, prietenilor mei aici. După meciul ăsta de sâmbătă, duminică m-am întâlnit cu un coleg de-al vostru cu, și prieten de-al nostru și vecin de-al nostru, cu Adilie. Și am ce să discutăm decât de meciul de aseară, nu? De Dan Petrescu. Și i-am spus exact, băi, uite ce, exact ce a spus Pandi. Și el spune ceva interesant. Și spune, da, așa e. Numai că Petrolul e invitat. Petrolul, după minutul 75... s-a retras cu apărarea pe 20 de metri și te-a invitat. Nu ai făcut nici o încercare de contraatac să-ți pui o problemă, pentru că oricum Dan Petrescu nu riscă. Dacă nici o fază de contraatac n-ai încercat și te-ai retras. Nu le-ai pus nicio problemă. Și atunci
pe ceea ce știe să facă cel mai bine și lucrează extraordinar Dan Petrescu, pe cornere, pe faze fixe, pe asta, până la urmă a venit gol. Ai dreptate, dar în minutul ăla jucătorul deja are de apărat ceva. Da, până în minutul ăla 75-80 nu a avut ce să apere și a încercat să joace fotbal, să și marcheze, să se apere cu armele pe care le au. E din minutul 80 deja parcă aveau ceva în mână. Da. Aveau rezultatul ăla, da, de egalitate în mână. Pe de altă parte, să nu reușești să pui deloc probleme apărându-te, că spațiile sunt mai mari în apărarea adversă. CFR s-a expus cât de cât. Chintia n-a fost periculoasă? Că s-a retras și ea. A fost până în ultimul minut periculoasă. Exact, periculoasă tot timpul când avea mingea în posesie. Da. Adică asta a fost diferența, dar nu neapărat, că eu înțeleg echipele care se retrag, exact cum spui tu, pe da. Nu, ele se retrag pentru, fără voia antrenorului, da? Chiar dacă le spune antrenorul, sus, nu, tată, lasă că e minutul 80, e bun și corect. Egalul, dacă n-am făcut nimic până acum, dacă n-am marcat acum, nu o să mai marcăm acum, hai să ne apărăm, să... Și atunci au stat acolo, s-a dus mingea... Că vreau să mai comentăm că în două minute luăm publicitate, nu neapărat faza asta de penal, posibil penalti pentru CFR, aș vrea să vedem ocazia, pentru că am văzut-o pe rezumat, ocazia lui Petrila din minutul 90, plus 2, plus 3, cât a fost. Am discutat-o noi și imediat după meci, Pandi. Atenție, 1-0 pentru CFR, minutul 90 plus 3. Nu se fluieră nimic aici, Petrila scapă și judecă de maniera asta faza avându-l îndreaptă pe Buș. Dacă ai fi antrenor la CFR, cum ai judeca acest moment, Florin? Adică e acceptabil că s-a terminat 1-0 sau e de amendat nu neapărat financiar, e de amendat ce a făcut Petrila aici, cum a judecat momentul și că n-a pasat? Da, bine, aici știi cum e, eu aș fi pasat pentru că am fost un jucător destul de altruist, nu egoist. În cazul ăsta oarecum îl înțeleg, dar aici... Într-adevăr, ai un coleg, un coechipier al tău foarte bine plasat pentru a demarcat, pentru a da gol fără probleme în poarta goală. Bineînțeles. Aici e de vorbit cu Puști, e un copil, un puști. E de, bineînțeles, de vorbit cu el și de explicat că în anumite situații trebuie să fii altruist și să dai, bineînțeles. Cred că dacă era 0-0, proceda la fel? Da. Cred că da. Pentru că sunt câțiva jucători care nu vor să paseze. Pe de altă parte, nu-l văd bine pe Petrila, dar am impresia că e cu capul în pământ, niciodată nu-l vede, nici măcar nu are intenție să se uite, să vadă pe cineva. Pentru că Damașcan, el știa înainte să-i pase ce face. Știa înainte, adică, băi, stai mă puțin, dacă era unul liber. Ce treabă am eu cu ăla liberul? Sunteți nebun. FCSB, FC Argeș, mi-e spectaculos cu multe goluri. Disputata seară pe arena națională, câștigat de FCSB, este doar a doua victorie a FCSB-ului în acest campionat. Minutul 82, minutele de final au fost salvatoare pentru FCSB. Dacă ai fi să spui că e meritat sau nu succesul, acum s-a jucat? S-a jucat. Au cam jucat ambele echipe. Adică mi-a plăcut și Argeșul. A arătat a echipă care... a venit să joace, a și pus o grămadă de probleme. Meciul a fost nebun în primele 25 de minute, după care se face schimbarea la pauză, iese Omrani și parcă totul se limpezește așa în jocul FCSB-ului, pentru că intră Wide la în centru Inter, trece Cordea în partea dreaptă. Și sunt și ocazii mari ale lui Florinel Coman, aia din minutul 53 mi se pare mare și nu înțeleg cum, pentru că avea alte execuții la un moment dat. Aici din poziție foarte bună, dă foarte încet și peste poartă. După care reușește destul de târziu, dar reușește. Minutul 87, când probabil că nu te mai așteptai, dar la FCSB te așteptai, pentru că nu e prima oară când marchează în minutele de prelungire, dar dintr-o fază practic pe care trebuia să o rezolvi fără mari probleme. De ce? Pentru că mingea este pe partea stângă, Panteanu centrează cu stângul și o pune pe dreptul, deci trece o grămadă de timp până și o pune pe dreptul, iar mingea face de la tușă până la bara a doua, sunt 30-40 de metri aproximativ, nu? 60 și ceva, jumătate, mai pune 40, o plouat așa, dar
complicată pentru portar, pentru că vine de undeva de pe la 6 metri, sunt doi jucători acolo contra lui Cordea și asta spune acolo, doar portarul să vadă mingea, să spună eu, să iasă și să se ferească toată lumea. Dacă ai lăsat mingea crezând că cei doi dau în ea, te-ai înșelat pentru că vine Cordea și cu creștetul capului doar bagă capul și o atinge puțin, mingea se duce în te-ai fi așteptat la companiul să aibă acest start la FCSB foarte bun? Nu mă așteptam. Nu mă așteptam să vină și să pună mâna pe minge să bată penaltii acum două, trei etape. Acum iar el e jucătorul care bate penaltii din momentul ăsta. Dar nu mă așteptam la tehnica aia care mi s-a părut din cale afară la golul pe care îl marchează. Acolo este o fază extrem de complicată și extrem de grea. Hai să vedem golul, primul gol al lui Companiu, ca să discutăm cumva la obiect. Nu m-am gândit niciodată care tehnica necesară să se facă că trage cu dreptul, să o ia cu șiretul, să-și o pună în partea stângă, să-l lase pe Dobrosavljevici să nu mai înțeleagă nimica, practic. N-a înțeles absolut nimic din ce se întâmplă acolo. Să-și o pună pe stângul, dar de fapt tot cu dreptul marchează. După mine ăsta este unul dintre marile goluri, adică o tehnicitate ieșită din comun pe care nu am văzut-o la el, sincer să fiu. Da. M-a impresionat. Am spus tot timpul, ții minte, de când a venit am spus nu mă impresionează felul lui, jocul lui, pare stângaci de multe ori, dar este un băiat extrem de serios în timpul meciului, nu ai ce să reproșezi, absolut nimic. Are niște de-astea, niște faulturi, face o grămadă de faulturi în timpul jocului, multe, e inteligent, e șmecher, iar demarcările lui sunt incredibile. Dacă am văzut iar o demarcare, este mingea în partea dreaptă, adversarul care încearcă să uite la el și încearcă să uite și la minge, iar el este foarte deștept pentru că stă în spatele adversarului. Deci gândește-te acolo că adversarul se uite la minge și când a întors capul spre el, el când a plecat odată la colțul scurt, nu mai poți să-l mai prinzi. Deci când ai dat capul așa să vezi unde e, în momentul ăla pleacă el, ți-a luat fața și a băgat mingea în poartă. Are niște demarcări incredibile, am mai spus-o, nu văd în campionatul nostru demarcări pe care le văd la companie. Bun, vedem fazele de arbitraj, mergem puțin pe repede înainte pentru că vreau să discutăm și despre celelalte meciuri și nu avem foarte mult timp. Aici, da, iară, sunt niște faze incredibile. Da, sunt niște faze, tocmai de asta vreau să nu trecem peste ele. George Găman a fost central. Minutul 14 este o fază. Spunea și Calcan la Flash Interview aseară că a fost penalti. Și haideți să vedem, Renoriu, dacă Târnovanul faultează sau nu pe Garita. A fost penalti. Într-o primă fază seară n-am avut filmările foarte bune, registrele, dar aici vedem cum îl prinde pe piciorul, pe glezna piciorului drept. Aici se vede foarte bine, aici îi atinge, este penalt. Destul de tare pe picior. Da. Vine cu viteză, adică mâinile vin. Deci este penalt. Cred că dacă se consulta varul aici... Are vreo importanță că el nu mai putea să ajungă oricum la minge? Întreb. Păi așa am avut un penalti acordat pe CSB-ului la Crețu. Mingea era la 25 de metri, în altă parte, mingea era în joc, iar Crețu intra în suprața de pedeapsă. Deci nu are nicio importanță. Bun, deci se impunea penalti aici pentru Penalti Arduș. Pentru FCSB. Bun, mai departe. Minutul 18, posibil penalti pentru FCSB. Deci în timpul meciului mi se apropie că e penalti. Da, este, aici se vede foarte bine. Da? Deci trebuie să ne uităm aici. Primul care trage e Companiu. Clar. Nu este un cum și eu spun deci, aici. Exact ce... Moe, absolut. Da? Dar bineînțeles, faul de natal. Arată că a tras. Da, el a tras. E inteligent, vrea să scoată masă. Da, să sus, aici mecherie în el de... N-am mai văzut așa ceva. Deci din mâna din dreapta acum se aici, vede cu mâna stângă îl trage aici foarte. Îl trage pe Dobrosavljev de cine? Da. Deci este deci o prima fază nu e penalti. Nu e penalti. Ok. Minutul 21, altă fază, un posibil penalti pentru FCSB. Au fost multe multe momente. Ia să vedem aici. Aici este un fault evident.
Da? Mai fault ca la Crețu. Mult mai fault, numai că ținerea este la mâna stângă, iar este în afara suprației de pedeps. Da. Dar nu se dă nimic. Păi asta este mai grav, pentru că este și în fața arbitrului asistent. Vedeți, nu se contactul este... Nu putea să intervină arbitru că nu e penalti. Păi nu putea, dar trebuie să vadă, un fault trebuie să vezi pe orice. Eu zic altceva. Adevăr, că nu poate exact, adevăr. Da, nu e penalti, că este afară. Exact. Dar este... Dacă e afară, nu intervine VAR. Mă uitam acum că pasa asta o dă tot Ejuma. Ejuma dă pasa și pentru companie. Și pentru companie, da. Da, astea sunt lucruri bune pe care le face. Dar am văzut și la Ejuma niște mingi din astea, în loc să construiești, să pui mingea jos... Bagă undu sub ea, așa, ca și cum ai antrenat portarul. Bagi sub ea să iasă portarul, să prindă mingea niște din astea și n-au fost puține. Penaltiul obținut de FCSB, minutul 62. Vedem și acest moment cu Crețu și... Calcan. Aici Calcan îl împiedică pe... Crețu care cade, iar contactul care este în suprafață. Care spunea că nu știu ce a fost, că n-a fost, da. Începuse să... Bine, el zice e corect. În prima fază el stă pe loc și intră Crețu în el. Acolo e corect ce zice, dar după asta îl trage. Da. Uite-l pe Crețu ce știe de data asta. Pe rând. Da. Asta e cea mai clară fază atunci când cineva spune, păi nu mai avea nicio... Exact ce întrebam acum două minute, că dacă nu mai poate să ajungă la minge, dacă are vreo relevanță atunci când a acordat un penalti sau nu. Asta este, este exemplu... Vezi, intră în el, după care îl trage. Nu, da, avea, nici nu se gândea să paseze lucrătul, exact. chiar nu, pasează. Nu, nici vorba. Da? Da, deci aici penalti, penalti corect. Și aici tot Ejuma pasează. Tot Ejuma. Da, și minutul 82 în o altă fază la care... Punem întrebarea dacă ar fi meritat FCSB penalti. Foarte multe, repet, momente controversate din perspectiva arbitrajului. Da, aici este pe o centrare, o deviere, mi se pare foarte mult. Nu se impune acolo. Este imposibil să eviți, eviți lovire. Mingea îți vine mâna, deci nu. No, bine. Bun, trecem mai departe. Craiova Voluntari se termină 1-1, două puncte pierdute de trupa lui Rădoi, care teoretic era într-un moment bun, pentru că pe etapa precedentă, chiar dacă s-a jucat acum două săptămâni, Craiova o bătuse pe FCSB. Dar, la fel cum te-am întrebat de fiecare dată, nu cred că ar fi meritat mai mult la cum s-a jucat. V-am spus, nu și după meci, nici eu nu cred că meritau, nu au avut atât de multe ocazii. Dar pe de altă parte să știi că are și niște scuze. Gândește-te că față de anul trecut îi lipsește, cel puțin la meciul ăsta, toată linia de atac. Da? Gustavo care nu mai e, Bayram care e accidentat, Polish care... Nu, da, nu spun față de anul trecut lipsesc patru jucători care anul trecut au marcat peste 30 de goluri. N-a venit în locul lor nimic asemănător. Da. Adică, ok, pleacă Gustavo din partea dreaptă, să vină cineva care nu dă 10 goluri, dă ceva goluri. Nu. Bayram este accidentat, Colici este accidentat, adică fără cei patru jucători, nu știu dacă este chiar atât de ușor. O să vină Bayram, Ivan încă e accidentat, nu e accidentat, Colici este accidentat, probabil că o să arate altfel și o să joace altfel, dar Craiova are un joc așa, pare că așteaptă ceva, nu știu ce, pentru că începe cu linia de fund foarte jos. Cei trei fundași sunt foarte jos, după care, exact cum ai spus la Petrolul, se întâmplă și cu adversarele Craiovei. Ușor, ușor, de unde stăteau puțin mai sus, ușor, ușor se retrag. Și ușor, ușor retrăgându-se, și fundașii centrale ai Craiovei ajung undeva la centrul terenului. Și de acolo încep deja problemele, pentru că dacă Craiova joacă din primul minut așa, pune mult mai multe probleme. Am mai explicat aici, joci cu trei, când ai dat mingea la dreapta sau la stânga, fiind vorba și despre niște jucători care au jucat sau care pot juca fundaș dreapta în partea Mitrea în partea stângă. În momentul când ajunge mingea la ei, ei trebuie să urce în terenul advers cu mingea. În momentul când au urcat în terenul advers cu mingea, deja scot un adversar. Dacă ei stau la 30-20 de metri de centrul terenului,
adversarul stă în propriul teren cu 10 jucători și ai minus jucători în partea adversarului, da? Ai 7 contra 10. E foarte greu să pasezi, indiferent că te-ai mișca, nu ai cum, că sunt chiar doi pe un adversar. Hai să vedem și aici două faze de arbitraj. Fața la care s-a acordat penalti pentru Craiova și pe care l-a transformat în gol Ivan. Este o piedică, este penalti corect acolo. Da, vedem la nivelul... Nu sunt convins. Foarte convins. La nivelul tibiei. Practic, fii atent la nivelul tibiei. Se duce el în... Păi da, nu, vine cu piciorul stâng. Pe mine nu mă convinge căderea lui Ivan. Nu mă convinge. De ce sare așa? Exact. Care este ca să scoate penalti, că asta impresionează. Da, piciorul apărătorului de la voluntari este pe pământ. Piciorul este pe pământ, piciorul stâng al... Da, da, îl pui în fața lui, uite. Da, el vrea să plece în partea aia și tu îi pui piciorul acolo. Aici e o problemă, piciorul ăla. Dar Ivan scoate penaltiul ăsta pentru că cade așa. Am înțeles că scoate, că a dat arbitru, dar de ce sare așa? Da, de ce sare că... Ca să văd, vadă arbitru săritura asta și să dai penaltiul. Faptul că el sare nu scuze intervenția fundașului. Bun, întreb altfel. El cade din cauza adversarului? Că Ivan sare puțin mai amplifică puțin, numai că este piedică. Dar piciorul este acolo pe direcția este lui unde este. Deci avem fața din 91 când Craiova a solicitat penalti, foarte interesant în momentul. Da. În care practic Melechi atinge mingea cu mâna deasupra liniei, să spunem, deci ar fi fost penalti. Ivan cumva se duce la VAR, numai că practic decide la faza premergătoare că este hands la căpățână. Este hands la căpățână. Formidabil acest moment. Da, dar el cum face, ai impresia că vezi toată lumea se bucură, crede că este 11 metri. Da. Pentru că el ridică, face asta și uite cum se duce cu mâna. Da? Pentru că și arată 11 metri într-un fel sau altul. Toată lumea e bucuroasă de... Aici a fost momentul în care a putut căpățâna. Faro bate pe Uta, un meci complicat însă, pentru că Uta ratează un penalti. Mă rog, despre meci și ce impresie îți lasă Faro? Are fața așa de candidată la titlu? Eu am zis de la începutul campionatului că, adică de fapt, după primele două, după trei meciuri, după ce am văzut, cred, nu mai mult de trei meciuri, am spus că Farul va fi o candidată serioasă la câștigarea titlului. Mi-a plăcut foarte mult ce echipă a făcut Hagi, mi-a plăcut acești jucători revitalizați, cum am mai spus, mă refer la Torje, la Alibeg, mai ales, exact. Da, deci într-adevăr a fost un meci complicat pentru ei, un meci câștigat până la urmă pe merit, a spune, o echipă care întotdeauna e preocupată și întotdeauna dorește să câștige meciul printr-un joc ofensiv, prin acest, cum am spus, în acest spirit ofensiv pe care îl transmite antrenorul Hagi. Au avut, e adevărat, și un pic de noroc, pentru că într-adevăr poate am fi vorbit acum, cred, posibil de un meci egal dacă acel penalti ratat de, nu mi-aduc aminte numele, Postolachi. Nu l-ar fi tras peste transversală. Iată, sunt și meciuri în care Dane Farul demonstrează, în ciuda dificultăților pe care le-au, demonstrează că este o echipă deja matură, este un jucător de care are deja acest lider incontestabil, după părerea mea, care este Denis Alibek, care marchează aproape meci de meci, că este, repet, o echipă matură, o echipă care poate câștiga campionatul și sunt convins, nu pot să spun asta, dar care are mari șanse să câștige campionatul. Mai este mult până atunci, dar, repet, este echipa mea care îmi place cel mai mult de altfel în momentul de față și echipa care joacă în cel mai pur spirit ofensiv, cum am spus. Dar și te mai despre Postolachi, ce impresie s-a acest jucător? A dat 4 goluri până acum? Nu știu exact câte, e posibil, da. Nu știu, trebuie să-l mai văd. A dat goluri, ne marcăm până acum deloc. Vine la noi în campionat, începe rezervă, cred că joacă cheșerul în momentul ăla.
după care ușor, ușor începe să joace și devine titularul echipei. Nu știu ce să spun în momentul ăsta. Despre execuția asta de la penalti, e vine cumva perpendicular pe minge. Da, poți să vii cum vrei, nu e nicio regulă. Că poți să vii cum vrei, da. Dar e mai complicat să tragi așa decât dacă vii într-o parte. Întreb, că nu a spus fotbalist. Da, în ziua de astăzi, da, pentru că nu prea poți să dai tare. Cum dai tare? Adică nu prea poți. General, când te duci așa, te duci, dai cu latul, întorci mingea din gleznă, pleacă portarul, dar în ziua de astăzi iar ne întoarcem la ce spun de un an de zile, nu mai merge să te mai duci așa. Dacă nu înțelegi, nu mai cum să bați penalti. Nu mai merge să te duci tu încet să aștepți să plece portarul, că rămâne pe loc, nu pleacă niciunde, trebuie să rămână cu un picior pe linie. N-are cum, adică dacă te duci așa, mai bine nu mai bați. Trebuie să duci în viteză, să dai, am spus de 100.000 de ori, prinde colțul care vrei tu, plasa laterală dacă poți, dă-i tare, că da, nu are cum nici matematic, nici cum vrei tu să mai ajungă la minge dacă trebuie să țină un picior pe asta. Se duce încet, bineînțeles, da, cred că intră în panică la un moment dat. Da, exact, în fază de arbitraj, ori de a fost arbitru. Faza penaltiului pentru Farul, acel duel, mă rog, împingerea la Palibeg, dacă e sau nu fault. Domnul Zota, e sau nu penalti? Că aici nu avem ce discuta altceva. Sunt circunstanțe pentru acordarea unui penalti. De ce? Pentru că este o împingere. Din ce văd eu aici, dar poate a văzut mai bine arbitru, la cât vedem intensitatea de împingere, nu cred că această cădere se datorează unei împingeri. Alibec este foarte inteligent, simte că este împins și arbitru acordă penalti. Iar Mladinovic vede împingere. Este împins. E sau nu penalti, ce vedeți la televizor? Mai mult e penalti. Pandi. Sincer, e penalti scos de Alibec ăsta. Și mie mi se pare că e... Da. Adică ai spus bine la un moment dat, este foarte inteligent. Te expui foarte mult când faci asta ca fundaș. Da, uite de la bata de unde vine el, acolo deja se zduie, el vine de pe la 25 de metri. Deci mai degrabă da sau nu? Da. Am înțeles. Mai departe, pentru că nu mai avem timp. Minutul 48 este un galben la Alibec. Ah, da. Este un galben corect acolo, dar el a făcut multe alibe. A fost nervos, în stilul propriu. Nu cred că se impune mai mult. Mai mult nu? Nu. Bun. Și penaltiul pentru UTA, cu roșu pentru Corinus. Decizie corectă? Corectă, decizie corectă, pentru că nu avea nicio intenție să joace mingea, dimpotrivă. Ia în brațe pe adversar și îl oprește... Da, îl oprește să scrie un gol. Este o decizie corectă, penalti și... Și roșu. Exact ce a dat. Da. Un singur lucru vreau să mai vedem în această etapă, apropo că am avut foarte multe faze de arbitraj, chiar pe toate nu le-am văzut. Un moment pe care a putut 63 la Botoșan cu Cluj. Explică mult despre ceea ce se întâmplă din perspectiva arbitrajului în Liga 1, cu Neagoe, care face un gest. Evident că el e amendabil din perspectiva arbitrilor. Își dă ochelarii jos și oferă rezervei. Evident că e chemat arbitru de centru. Și primește un carton galben. Păi bună dreptate. Că e un gest totuși sfidător. El spune, m-am dat ochelari. Nu, spune, eu când am avut probleme, mi-am luat ochelari. Tu dacă ai probleme și nu vezi. Nu, dar după meci a comentat frumos, adică a încercat să... Da, pentru că nici gestul nu e unul... A întors jocul, a făcut egal cu schimbarea pe care a făcut-o. Îl bagă pe Bălan, ne jucă nimic până atunci, echipa care a jucat a fost Botoșaniu, îl bagă pe Bălan, ia fața adversarului, bagă cu capul, da, mingea în poartă. Și poate să și câștige după aia. Da, poate să câștige. Pentru că are Fiulop una dintre marile ocazii și nu știu cum trage. Bun, mulțumesc mult, Dan. Florin, mulțumesc, Pani, mulțumesc, Dan. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Ne oprim aici. Noapte bună!